Printre cele 30 de jucătoare convocate de Simona Maior Pasca și Luminița Dinu se numără și pivotul CSM Slatina Diana Alexandroiu. După 3 zile în care se vor antrena și vor susține un amical cu echipa locală antrenată de Attila Horvat, Naționala de Tineret va face deplasarea la Balaton, în Ungaria, la un turneu. Naționala de Tineret revine pe 5 aprilie la Slatina pentru o nouă etapă de pregătire în care vor avea loc mai multe meciuri cu echipa locală. Stagiul se va încheia cu un alt turneu în Franța, care va avea loc în perioada 11-15 aprilie. Antrenorul echipei slătinene consideră că stagiul de pregătire al Naționalei de Tineret la Slatina va ajuta echipa locală să se mențină în formă pentru ultima etapă din sezonul regulat, dar și pentru turneul de promovare.